Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preibiții mei, Sfântul Apostol Andrei, botezătorul poporului român și ocrotitorul episcopiei noastre ortodoxe române a Europei de Nord, ne-a adunat și la această prăznuire a sa, când săvârșim și cinstirea celor două icoane ale preasfinte născătoare de Dumnezeu, de aici, din paraclisul episcopal a prea pe Petron, Milostiva, numită și altărița, deoarece o păstrăm tot timpul în altar, dar și cea de aici, de pe catapeteasmă, a semnului, înaintea cărora mulți dintre dumneavoastră ați primit măduire și ajutor. Încă nu am reușit să completez lista credincioaselor mame care nu puteau da naștere la copii și care au fost ajutate de preasfânta născătoare de Dumnezeu prin icoanele sale și numai puțin prin icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră, păstrată tot aici în paraclisul alăturat, pe care o cinstim în fiecare an la 28 martie. Așadar, sunt consemnate binefacerile prea nescătoare de Dumnezeu în inimile noastre, însă e bine să le facem cunoscute și celor mai căldicei, mai slabi în credință, fiindcă avem o maică atât de milostivă și compătimitoare. Iar împreună cu Maica Domnului, iată, este și Sfântul Apostol Andrei, care de 13 ani, împreună cu Sfinții Voievozi Români, Constantin Brâncoveanu cu cei patru fiei săi, Constantin Ștefan Radu, Matei și cu Sfet Anache, și cu măriții voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al țării românești, o crotesc episcopia noastră a Europei de Nord. Așadar, avem mijlocitori de nădejde și prieteni statornici în calea noastră către cer. De aceea sunt foarte impresionat că foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați luat liber de la serviciu, unii pentru câteva ore, v-ați luat o pauză mai îndelungată, ați găsit soluția cea mai bună ca să veniți aici la liturgia bisericii și să-L cinstim în mod deosebit pe Sfântul Apostol Andrei, dar și pe Apostolul Românilor din Transilvania, pe Mitropolitul Andrei Șaguna, binecuvântați fiind cu două fragmente din cinstitele lor moaște. Avem un mic fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei și avem un alt fragment din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Aceste două fragmente îmi doresc să le punem într-o raclă de mare preț, deocamdată le păstrăm într-o mică răcliță improvizată, însă așa cum v-am spus, și în urmă cu câteva zile, îmi doresc ca să pregătim și o mică răcliță pentru cinstitele lor moaște, mai cu seamă că sunteți atâția aici de față și în comunitatea noastră din Stockholm, dar și pe cuprinsul întregii episcopii care purtați numele Sfinților noștri ocrotitori, Andrei, Apostolul și Mitropolitul Transilvaniei, a căror moaște întregi se păstrează în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Iată și aici la slujba ați venit mulți dintre cei care purtați numele Andrei și Andreea, și mari și mici, între care iată este și Petru Andrei, cel pe care l-am botezat venind în această lume de sărbătoarea verhovnicului apostolilor, a fratelui Sfântului Andrei, apostolului Petru, și i-am îndemnat pe părinți să adauge și numele Sfântului Andrei și iată, este aici Petru Andrei, împreună cu ceilalți Andrei și celelalte Andrei. Se cuvine să ne bucurăm și să aducem laudă acestui apostol înfocat, înflăcărat și iubitor de Hristos. Iată, glăsuiesc copilașii, dar ne bucurăm că glăsuiesc se roagă și ei în felul lor, ne bucurăm că glăsuiesc că pruncii de aici din biserica noastră sunt asemenea pruncilor care l-au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos în Ierusalim. Atunci când Domnul a intrat solemn, triunfal în cetatea sfântă și iudeii invidioși și răutăcioși le porunceau să tacă, și copiii cu și mai multă putere aduceau osanale, aduceau doxologie, aduceau laudă prea milostivului Mântuitor, cel care pășea în cetatea Sfintelor Pătimiri, în chip smerit călare pe mâns de asin. Și Domnul a spus atunci un cuvânt care este de actualitate și acum, când glăsuiesc, când gânguresc copilașii noștri în biserică, la Sfânta Liturghie, dacă Pruncii aceștia vor tăcea și toți cei care aduc doxologie vor tăcea, și pietrele vor striga și vor aduce laudă celui prea înalt. Așadar, să glăsuiască copiii, ne bucurăm că glăsuiesc, e un pic mai greu când țipă, când ne acoperă pe noi, cei care ne rugăm sau predicăm, dar înțelegem că vocile lor sunt curate, glășcioarele lor sunt inocente și aduc laudă prea milostivului Dumnezeu și bine ar fi să devenim în neprihănirea lor, adică să fim asemenea lor, că Domnul la aceasta ne îndeamnă, nu să fim naivi ca și pruncii, ci să fim nevinovați, să fim curați, să fim neprihăniți precum copiii. Așadar, iată, mai cu seamă că mulți dintre copilașii noștri poartă numele Sfântului Apostol Andrei, ocurtitorul nostru, ne bucurăm și mai mult. Cum știm, Apostolul Andrei s-a născut în Betsaida Galilei, Tatăl lui a fost Iona Pescarul, l-a avut ca frate pe Petru. Deci amândoi fiii lui Iona au fost pescari, au, au moștenit în deletnicirea, sau au continuat, mai bine zis, în deletnicirea tatălui acestora, fiind cu toții pescari în provincia Galileea din nordul Țării Sfinte. Iată, toți erau nordici, așa cum suntem și noi acum în aceste ținuturi, ale aurorei boreale și ei în Țara Sfântă, în ținuturile lor, erau nordici. Și noi, voit, nevoi, suntem nordici, acum viețuim printre nordici aici în Scandinavia. Așadar, și apostolul Andrei cu tatăl său Iona și cu fratele său Simon Petru erau nordici în provincia Galileea, în aceste părți binecuvântate de Dumnezeu, de pe țărmul lacului Genizaret sau Mării Galileea în cetatea Betsaida. Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi i-a întâlnit pe cei doi apostoli în preajma botezătorului și înainte mergătorului și prietenului său Ioan. Acolo era Andrei când Sfântul Ioan l-a proclamat pe Mântuitorul Iisus Hristos, spunând cu glas înalt, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Botezătorul Domnului l-a binecuvântat pe ucenicul său Andrei să-l urmeze pe Mesia, pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar acesta l-a urmat pe Domnul când l-a chemat să vadă unde locuiește, iar apoi l-a dus și pe fratele său, Petru, la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, Andrei este supranumit și cel întâi chemat la apostolat. Este primul dintre ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Andrei, pe de-o parte, l-a dus la Hristos pe fratele său Simon Petru, iar pe de alta, L-a dus și pe Filip de baștină din aceeași cetate a de Galilei. L-a dus și pe Filip și apoi l-a dus pe Natanael, așa cum am auzit că s-a menționat în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan care s-a citit acum la Dumnezească Liturghie. Deci Andrei i-a dus la Hristos și pe ceilalți ucenici, pe fratele său și pe Filip și Natanael. De aceea avem și noi nădejdea, iubite frate și iubite soră, că Apostolul Andrei, ocrotitorul nostru, ne va duce înaintea Mântuitorului, așa cum i-a dus și pe confrații săi și pe prietenii săi odinioară în Galileea. Suntem și noi în Galileea duhovnicească, în Besaida duhovnicească, împreună cu Apostolul Andrei cu Apostolul Petru și cu ceilalți discipoli ai Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Apostolul Andrei este menționat de câteva ori în Sfintele Scripturi, alături de ceilalți ucenici, în, în mod deosebit la înmulțirea pâinilor și după învierea dreptului Lazar din Betania, prietenul Mântuitorului Isus Hristos. L-a iubit! pe Mântuitorul și s-a jărfit pentru el. După pogorârea Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia Mântuirii cu putere multă pretutinte. Mai întâi în Asia Mică, mai întâi în locurile Sfinte, în Galileea, sa natală și în celelalte provincii din țara Sfântă, însă apoi a ieșit în afara țării Sfinte, în afara locurilor sale de baștină dintre con conaționalii săi, a ieșit în Asia Mică să-L propovădească pe Domnul și a ajuns până pe țărmul Mării Negre, în Știția Minor, în Dobrogea de astăzi, dar și în Știția Maior, în Știția Mare, în Ucraina de astăzi. De, iată, propovăduindu-L pe Mântuitorul Iisus Hristos la strămoșii noștri, la Getodaci, Apostolul Andrei a devenit și botezătorul Poporului român, fiindcă suntem singurul popor care ne-am născut creștini. Etnogeneza noastră înseamnă Hristogeneza noastră. Ne-am născut creștini. Nu avem o dată fixă când am fost creștinați, așa cum au celelalte popoare din, din prejurul nostru. Noi ne-am născut creștini. De aceea, apostolul Andrei este părintele nostru prin excelență. Peștera sa se află în Dobrogea de astăzi, lângă mănăstirea ocrotită de Apostolul Andrei, am ajuns cu toți într-un pelerinaj de suflet pe care l-am organizat în urmă cu câțiva ani și acolo în peșteră se află și patul din piatră pe care se odihnea puțin Apostolul Andrei pentru a se putea aduna, pentru a se putea întrăma și a putea să răspândească lumina Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos pretutinde. Ne-am așezat și noi pe patul Sfântului Apostol Andrei, acolo când am fost în pelerinaj și am primit binecuvântarea sa. Din știție, Apostol Andrei a coborât în Bizanț, în Constantinopol de astăzi, unde i-a trecut la creștinism pe cei care nu cunoșteau și nu se împărtășeau din lumina adevărului și acolo a hirotonit primul episcop care se numea Stahie. Iar din Bizanț a coborât în partea de sud a Greciei, la Patras, unde în jurul anului 60 a fost martirizat. Ni se spune că atunci când a fost ridicat pe crucea în formă de X, care se numește până astăzi Crucea Sfântului Apostol Andrei, când a fost pironit pe crucea aceasta, el nu a ezitat să-l propovăduiască cu înflăcărare pe Mântuitorul Iisus Hristos celor care erau încă păgâni. Pe crucea răstignirii încă fiind, a propovăduit mila preamilostivului Mântuitor, cel care s-a jertfit pe cruce pentru mântuirea noastră și a întors la credința cea adevărată și pe alți păgâni care au fost impresionați de curajul său și de dragostea sa nesărmurită față de Mântuitorul Iisus Hristos. Printre cei convertiți acolo la Patras s-a aflat și soția proconsulului acelei eh, eh, regiuni, care se numea Maximila și alții împreună cu ea, care au crezut în Hristos prin Sfântul Apostol Andrei. După ce și-a dat sufletul și a încredințat sufletul în brațele Mântuitorului Iisus Hristos pe care l-a slujit și l-a iubit cu iubire de plină, moaștele sale pline de har au rămas o vreme la Patras, apoi ele au ajuns în mai multe locuri și la Constantinopol și pe urmă și în Occident la Amalfi, iar acum creștetul Sfântului Apostol Andrei și o cea mai mare parte a crucii pe care a fost restignit se păstrează în catedrala din Patras. Am fost și noi acolo în pelerinaj, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani și am primit binecuvântarea sa în locul în care și-a vărsat sângele pentru Mântuitorul, așa cum și-au vărsat sângele și ceilalți ucenici ai săi. Fiindcă însuși Domnul a spus, puteți să beți. Paharul acesta pe care îl beau eu și puteți oare să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu, se referea Domnul la acest pahar al durerii pe care avea să îl ia și la acest botez al sângelui pe care avea să-l primească. Și într-adevăr, ei au spus, da, putem. Și Domnul a binecuvântat curajul lor și a spus, așa este dar apoi sigur că le-a spus fiilor lui Zevedeu, nu puteți să stați de-a dreapta și de-a stânga mea, decât ce, și nu poți sta de-a dreapta și de-a stânga mea, decât cei care au fost rânduiți să stea. Iar de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului, așa cum vedem în icoana de Isis, sau în icoana mijlocitoarea, sunt mai întâi cei care l-au iubit și mai mult, sau poate cu și mai multă intensitate, și care au fost primii, slujitori, deși erau atât de smeriți încât se consideră în viață ultimii dintre slujitori, însă prin smerenia lor, Domnul i-a ridicat să stea de-a dreapta și de-a stânga sa, în împărăția sa, lângă tronul slavei sale. Aceștia sunt Maica Domnului și Sfântul Ian Așa cum vedem și în icoana de Isis și pe lângă ei ceilalți apostoli care vor judeca lumea împreună cu dreptul judecător și toți ceilalți sfinți care s-au jertfit pentru Mântuitorul Iisus Hristos și l-au iubit cu iubire nestinsă. L-au iubit de plin. Așadar, prea iubiții mei, este mare dar să avem o bârșie apostolească. Iar aceasta nu trebuie să fie un motiv de mândrie de șarte, ci ar trebui să fie o demnitate aceasta arată demnitatea la care am fost chemați de Apostolul Andrei, de a, de, a, de a fi un neam cu o bârșie apostolească. Cu o bârșie apostolească. Aceasta trebuie să ne responsabilizeze și să nu uităm că credința noastră este măsurată de Mântuitorul Iisus Hristos cu un drumar apostolesc. De aceea, iubite frate și iubite soră, mai cu seamă, în aceste ținuturi îndepărtate de casa părintească și glia strămoșească, suntem chemați să fim apostoli cu timp și fără timp. Lucrarea noastră în aceste ținuturi îndepărtate este o lucrare apostolească pe care nu doar eu ca episcop o împlinesc, ci o și frățiile voastre. Propovăduind direct, cu glas înalt, sau cu faptele voastre, prin puterea modelului vostru. Iată, conviețuim cu atâția oameni care, precum odinioară în vremea Apostului Andrei, nu cunosc uh, uh, adevărata credință, nu-l cunosc pe Hristos, nu se împărtășesc din lumina cea pururea fiitoare. Sunt în întunericul necunoștinței, aceste tărâmuri. Întunecate în această perioadă a iernii polare, iată, sunt și mai întunecate prin faptul că foarte mulți dintre scandinavi nu Îl cunosc pe Hristos. Și unii chiar nu doresc să-L cunoască, dar poate prin noi, prin mărturia vieții noastre, prin cuvântul nostru, prin rugăciunea noastră, se vom împărtăși din lumina lui Hristos care luminează tuturor. Și numai așa, prin noi, purtătorii de lumină în aceste locuri, și ceilalți pot să, să fie luminați și pot fi întăriți și pot fi ajutați lăuntric. Sigur că nu putem să îi presăm, nu putem să îi forțăm, însă lin și așezat, cu răbdare și rugăciune, se pot mântui și sufletele celor cu care conviețuim. Și avem câțiva, ne-am dorit să fie și mai mulți, între scandinavi care, iată, s-au împărtășit din lumina ortodoxiei prin taina Sfântului Botez și avem câteva comunități ortodoxe aici în Suedia și în celelalte țări scandinave și avem chiar o mănăstire ortodoxă suedeză la Predared între Borås și Göteborg unde mergem în pelerinaj și unde îi susținem pe călugării suedezi care se nevoiesc cu buna nevoință. Toți aceștia fiind convertiți la Ortodoxie. Se cuvine acum la final, prea iubiții mei, să rostim rugăciunea pe care am așezat-o în cartea de rugăciuni a episcopiei noastre ortodoxe române a Europei de Nord, dedicată Sfântului Apostol Andrei și Sfinților Voievozi Români care o crotesc episcopia noastră a Europei de Nord. Fiind prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, se cuvine acum solemn, la finalul acestui cuvânt de învățătură, să rostim și această rugăciune pe care frățile voastre o rostiți din Cartea de rugăciune a Episcopiei Europei de Nord, la pravila de rugăciune dimineața, seara și chiar pe durata zilei. Să spunem Sfântului Apostol Andrei și Sfinților Voievozi Români care îl înconjoară, ocrotindu-ne în aceste ținuturi scandinave, să spunem așa, Sfinte Apostole Andrei și Sfinților Voievozi, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu cu fiii, Constantin Ștefan Radu, Matei și sfednic cu Ianache, cei ce sunteți sfinți ocrotitori ai Episcopiei Românilor din Europa de Nord. Luați aminte la rugăciunea noastră și grabnic veniți-ne în ajutor nevoile cele multe asuprindu-ne, am părăsit case, familii, țară și biserici și iată ne pribeci în țări străine, depă, depărtate și reci, în pustiuri sufletești. Cu mult o steneală petrecem aici, pentru cele trebuincioase vieții, dar multe ispite ne înconjoară, primejduindu-ne mântuirea. De aceea ne rugăm vouă, ca sfinți care s-a născut duomnicește neamul nostru românesc, pe păstorii sufletești, care au venit în aceste ținuturi, să iluminați, să-i sprijiniți și să-i întăriți, ca să adune în staulul bisericii oile cele risipite ale României. Pe mamele și tații, care într-o aceste vremuri și ținuturi nasc și cresc copii, cu părintească și frățească iubire, să îi ocrotiți. Familiile, într-unire și într-o pace, să le chivernisiți, iar de vrăjmașii văzuți și nevăzuți să le păziți pe cei tineri întru cele curate și nevinovate să îi păstrați, pe cei care muncesc într-o sudoare a frunții să îi miluiți și ai lor buni ocrotitori să fiți. Cu doctoria pocăinței mângâiați rănile noastre sufletești, la credință ne chemați, cu gândul la moarte și la judecată împodobiți mințile noastre. Un suflet și o mântuire avem. Nu ne lăsați pe noi ca într și nepăsare să plătim tributul cel amar al străinătății, ci cu străpungerea inimii ne treziți. Așa ne rugăm voi, Sfinților noștri ocrutitori, ca unii care bogate daruri ați câștigat de la Hristos, Împăratul Slavei, cu slava cea netrecătoare, hrăniți-ne pe noi și astfel cerul să-L dobândim preună cu voi și cu toți casnicii prea milostivului Dumnezeu. Amin și acum, la final, să mulțumim prea milostivului Dumnezeu că ne-l-a dăruit pe Sfântul Său Apostol Andrei. Cel mai mare dar al poporului român este Apostolul și Părintele nostru duhovnicesc, Andrei. El este botezătorul nostru, El este ocrotitorul nostru, El este mijlocitorul nostru de apururi înaintea tronului prea milostivului Dumnezeu. Cu ale lui rugăciuni și cu rugăciunea tuturor sfinților ocrutitori, Domnul să ne dăruiască tuturor un colțișor în raiul desfătării. Amin!